Eu am tot felul de lucruri care vi le pot spune, dar înainte de poate de a mă băga eu în ceva care vreau eu să vă spun, mă gândesc, poate vreunul dintre voi, eu știu, voi știți biserica, știți lucrurile de care aveți voi nevoie. Dacă este ceva despre care ați vrea voi în seara asta să vorbim, este mai important pentru mine să fac ceva despre care știți voi precis că aveți nevoie. Altminteri pot să vă spun eu ceva ce mi-a pus Dumnezeu mie pe inimă. Dar dacă este cineva care are nevoie de ceva special, eu știu, mai degrabă aș da curs la nevoile pe care le aveți voi. Uite ceva, eu o să vă citesc un text din Biblie, eu o să vă cânt o cântare. În timpul ăsta, dacă vă veți gândi și dacă știți și ați vrea să-mi spuneți, uite Andrei, dacă poți să ne spui ceva despre lucrul ăsta sau lucrul ăsta, eu am răspuns la toate întrebările. La majoritatea zic nu știu. Și cu asta am răspuns și totul e în regulă. Deci n-aveți frică că eu răspund foarte ușor. Spun nu știu și mă mut la altceva. Deci dacă în timpul ăsta aveți un lucru pe inimă, puteți să vă gândiți la el. Da, dacă poți să-mi aduci o chitară aici. Asta să vă citesc eu un text din Biblie. Spune Pavel în Romani, capitolul 7, știu în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin asta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Grozav lucru care zice Pavel. Dacă zice eu lucrul ăsta, mai e cum mai e, dar zice Pavel. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ceea ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc în mine, dar legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în trupul meu, în mădularele mele, o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum nu mai este nicio sândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Căci, într-adevăr, legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Amin. Dai tu mie scaunul, nu? Am citit ceva despre legea lui Dumnezeu, lege care este scrisă undeva în conștiința noastră, nu trebuie neapărat să o citești, este săpată undeva în trupul nostru și în sufletul și în duhul nostru, este ceva grozav care Dumnezeu a pus în noi, indiferent că vrei să o asculți sau nu vrei să o asculți. Spune că Dumnezeu a pus ceva în noi care ne aprobă sau ne condamnă fără ca să ne ceară voie, fără să ne ceară voie. În Biblie este scris la un moment dat un verset ciudat, ciudat de tot. Spune Dumnezeu, le-am dat legi,
pe care nu le puteau urma și le-am spus porunci care nu erau bune. Și te întreb cum e posibil Dumnezeu să spună asta despre propria lui lege. În altă parte spune că legea Domnului este desăvârșită, este absolut perfectă. Este desăvârșită sau nu este bună? Cum este? Ne-am dat legi care nu le puteau urma și porunci care nu erau bune. Legea Domnului este desăvârșită. Și cu adevărat este desăvârșită, este atât de perfectă, încât nu se potrivește cu mine absolut deloc. Pentru că ea este perfectă, făcută de un Dumnezeu absolut perfect, la care el nu poate să greșească nici dacă vrea. Iar eu sunt unul care și dacă vreau să fac binele, Pavel spune, se întâmplă că răul stă lipit de mine. Mi-a dat Dumnezeu o povară așa de grea. O povară așa de grea. Mi-a spus să respect poruncile lui Dumnezeu când eu eram născut în păcat. Și Pavel spune, între noi și legea lui Dumnezeu a apărut minunea asta, a apărut Hristos, a apărut Hristos care se pune ca un paravan și face dintr-un om care era chinuit de legea lui Dumnezeu un om care este îndrăgostit de poruncile lui Dumnezeu. Hristos nu ne dă libertate atât cât ne dă robie. Ne face pe fiecare dintre noi niște robi a iubirii față de Dumnezeu. Ceea ce legea n-a putut să mă forțeze pe mine, iubirea de Hristos mă forțează. Ia spuneți-mi, cine a fost vreodată îndrăgostit? Am întrebat într-o tabără, care e mai bine, să mănânc sarmale sau să fii îndrăgostit? Unul mi-a zis să mănânc sarmale. Știam precis, asta n-a fost niciodată îndrăgostit. Când ești îndrăgostit, ești în stare să faci cele mai ciudate lucruri care nu le-ai fi făcut. În general, îndrăgostit e cu capul în nori. Și-a pierdut simțul practic, și-a pierdut orice fel de logică normală. Este dincolo de orice logică normală. Te duci în aeroport, eu am fost în aeroport și m-am uitat după treaba asta. Faci deosebire grozavă între cei care așteaptă pe cineva iubit și aia care doar vând crembuști pe acolo, pe hol. Aia care așteaptă pe cineva iubit sunt tot cu ochii în sus. Și tot deodată zâmbesc așa, fără niciun motiv. Au flori în mână, zâmbesc, deodată se întristează. Iar apar oamenii pe hol și se uită și iar se uită și iar se ridică de pe scaun. Îmi vine să zic, stai omule în locul lui, că vine nevastă ta, tot vine, nu? Wurmbrand într-o zi și-a pierdut nevasta la aeroport. Și s-a dus la unul de ăsta cu uniformă și zis, mi-am pierdut nevasta. Zice, câți ani are? Păi are 78 de ani. A, zice, vine înapoi, n-avea grijă. Dar pentru ăla de la securitatea aia era treabă banală, pentru ei nu era banal. Pentru că vorba mea spunea, eu sunt mai îndrăgostit de nevastă mea acum la bătrânețe decât când eram în tinerețe. Unul care iubește este unul care se înrobește. Unul care de acum este în stare și pe brânci să se târască pentru persoana iubită. Ceea ce legea lui Dumnezeu n-a putut să mă forțeze pe mine, iubirea de Dumnezeu ne face din fiecare dintre noi robi. Pavel spune, Pavel, rob și apostol, în ordinea asta, rob și apostol al lui Hristos. Uite să vă cânt eu o cântare despre lucrurile astea. Trebuie să-i fac ceva să meargă? Tu ai bara?
Să zice că poate mai o folosesc eu dată. Da, da, foarte bine. Da, da. Bun. Ia spuneți-mi, vreți să vă spun eu ce am în minte, în cap, în inimă, sau aveți voi ceva care ați vrea să vorbim? Cum? Bun, atunci vă spun eu câteva lucruri. Am să vă spun câteva lucruri despre unul dintre lucrurile care ne robesc pe noi cel mai tare, dacă tot am vorbit de robie, și despre eliberarea pe care Hristos o vrea să o avem. Copiii voștri, copiii mei, copiii noștri, duc unele poveri care îi rup pur și simplu, câteodată nu știm, nu ne spun, trebuie să le vezi, trebuie să le simți că le duc. Poveri grozave, povară de vinovăție, amărăciune, două trevi înfiorătoare care bântuie un om. Asta nu duc numai copiii noștri. La ei lucrul ăsta se vede un pic mai tare decât la adulți, pentru că adulții au învățat cumva să ascundă lucrul ăsta, au învățat să trăiască cu boală, așa cum trăim câteodată cu un virus de ăsta. Ai diabet, ai ceva cu care înveți să trăiești cumva și înveți să-l duci. La un copil, la un tânăr, de obicei se vede. Deodată deprimare, deodată necaz, amărăciune și vinovăție. Poate vă spun câteva cuvinte astăzi despre cum ne spune nouă Scriptura, cum ne spune nouă Dumnezeu să ne eliberăm de lucrurile astea. Hristos a venit pe pământ să facă din noi oameni liberi. Nici unul dintre noi nu trebuie să stea sub povara vinovăției. Nici unul dintre noi. Wurmbrand era la închisoare și erau acolo mulți, mulți oameni de toate felurile posibile. Și spune el, era în celulă cu un preot, îl numea Suroianu, și veneau foarte mulți oameni și se spovedeau, știți cum se spovedesc oamenii la preot? Își spuneau păcatele, se descărcau cumva. Și într-o zi, Richard Wurmbrand s-a dus la el și a zis, ascultă, vreau și eu să spun ție despre păcatele mele. Și timp de vreo oră, două, i-a povestit tot felul de lucruri, ce a avut el în cap și greșeli și căderi și tot felul de lucruri din viața lui. Și la sfârșit, preotul i-a spus, frate, multe și grele sunt păcatele astea care le-ai făcut dumneata.
Dar să ai mare, mare grijă să nu cumva să faci cel mai mare păcat. Să nu cumva să crezi că dragostea lui Dumnezeu este mai mică decât păcatele tale. Nu cumva să faci prostia asta. I-a zis ceva mai mult de atât. I-a zis, grele păcate ai făcut și vreau să te asigur de un lucru, vei mai face. V-ați spus dumneavoastră vreodată la pastor și i-a spus să știți că am făcut o felul de prostii și el să spună, să știi că vei mai face. De obicei nu spune nimeni asta. Omul ăla era foarte real. I-a spus, e posibil să mai faci, dar nu cumva să cazi în robia asta a vinovăției de care să nu poți să scapi. Nu cumva să ai senzația că Dumnezeu nu te mai poate scoate dintr-o groapă adâncă. Acum, ce fel de Dumnezeu ne poate elibera pe noi din cele mai grozave lanțuri în care ne-am legat? Și ne-am legat de unii singuri, de cele mai multe ori. Cum ne eliberează pe noi Dumnezeu? Ce fel de Dumnezeu ne eliberează? Și cum se face că sunt atâția dintre ai noștri care trăiesc în robie? Copiii dintre ai noștri. Am făcut de multe ori întâlniri cu tinerii. Când mă cunosc așa o săptămână, două, după aia pot să-i întreb lucruri foarte personale. Am fost într-o zi, să fi fost vreo 50 de tineri acolo, undeva între 13 ani și vreo 33 de ani. Și i-am întrebat, care dintre voi sunteți băgați în pornografie? Toți au ridicat mâna. 50 din 50. 49 din 50, ceva de genul ăsta. Am întrebat câți dintre voi fac lucrul ăsta săptămânal. Unii ziceau zilnic. Și copii, toți copii buni, am zice noi, copii din familii bune, de oameni credincioși, nu din familii stricate. Cum de se întâmplă așa ceva? Vin părinți câteodată și îmi spun, copilul meu a plecat de la credință, a părăsit biserica, a părăsit pe Dumnezeu. Și mă întreb, cum este posibil ca un om să părăsească pe Dumnezeu odată ce a gustat frumusețea asta lui Dumnezeu? Înainte să vă spun câteva lucruri despre cum ne eliberează pe noi Dumnezeu de povară, cum poate să elibereze pe copilul nostru de povară, cum putem să-l ghidăm să fie liber de orice fel de povară, cum noi trebuie să fim liberi de orice povară, vă spun inițial ca să ne asigurăm că știm despre ce Dumnezeu vorbim. Pentru că oamenii, toți oamenii au un fel de Dumnezeu și ateii au Dumnezeu. Știți care este Dumnezeul lor, nu? Care e Dumnezeul unui ateu? El este. Toți oamenii trebuie să aibă un ateu. Nici care a fost unul, cel care a inventat fraza Dumnezeu este mort, el a spus, are o scriere grozav de interesantă în care spune despre l-am omorât pe Dumnezeu. Deci acum cine poate să ducă frânele omenirii astea? Cine dintre noi în stare trebuie să devenim noi Dumnezeu? Noi trebuie să știm ce e dreapta și de stânga, ce e bine și de rău. Noi trebuie să devenim cântarul acesta. Un ateu este unul care are un Dumnezeu pe el însuși. Nu există om fără Dumnezeu. Dar ce fel de Dumnezeu avem? Pentru că dacă ai conceptul, dacă ai un Dumnezeu fals, ăla nu-ți rezolvă necazurile vieții. Nu te schimbă, nu te transformă. Ca să pot să fac pe oameni să înțeleagă lucrul ăsta, se întreabă de ce pleacă copiii noștri de la biserică și de la credință. Unii zic, din cauza școlii, se duc la facultăți și le bagă în cap oamenii tot felul de prostii. Și asta e adevărat. Dar nu de-aia pleacă. Nu din aia pleacă. Copiii noștri, adevărul este că pleacă din biserică pentru că sunt băieți și fete deștepți. De-aia pleacă. Și mi-a zis cineva, cum adică Andrei, pleacă copiii mei din biserică pentru că sunt deștepți? Păi să vă spun, le-am zis la oameni, care este conceptul unei jucării, unei păpuși? O păpușă este ceva pe care eu îl construiesc sau eu îl cumpăr. Eu îl iau, este în posesia mea. Eu l-am creat. O păpușă este ceva care este spre folosul meu. Nu sunt eu spre folosul ei. Ia, păpușica, jucăria aia, toți ne-am jucat, toate fetițele au avut păpuși, toți băieții au avut jucării de lemn, de plastic, toți au avut jucării și eu am avut, toți aveți. O jucărie este pentru folosul meu, nu sunt eu pentru folosul ei. O jucărie este complet în controlul meu. Nu-mi place de ea, mai schimb, e un păianjen cu nu știu câte picioare, mai rup unul. Nu-mi place culoarea de la păpușă, o vopsesc. Nu-mi place, îi smul părul, îi zgrup un picior, fac ce vreau eu să fac din ea.
Ea e în controlul meu, nu sunt eu în controlul lui. O păpușă nu niciodată nu mă primejduiește. E adevărat, mă joc cu soldăței de aia care au arme, dar nu mă sperii de armele lor, de bună seamă. Dacă te sperii de armele lor, ai probleme mai mari decât pot eu să rezolv aici. Iar astea sunt patru trăsături ale unei păpuși, a unei jucării. Eu am creat-o, este spre plăcerea mea, este în controlul meu și nu mă primejduiește cu nimic. Dar există a cincea trăsătură a unei păpuși mai tare decât toate celelalte patru. Totdeauna o păpușă este înlocuită. Totdeauna. Dacă ești întreg la minte, câți ani ai tu? 38. Când erai mic, te jucai cu... aveai jucărele. Te mai joci tot cu ele? Oh, slavă Domnului, că altfel nu știam cum să... să dacă îmi spuneai că da, o încurcam complet. Nu te mai joci cu jucărelele. Mersi. Din ce cauză nu se mai joacă cu jucărelele? Pentru că i-a venit mintea la cap. Pavel spune, când eram copil, mă trăiam ca un copil, făceam, dacă mi-a venit mintea la cap, iartă-mă, nu mai mă joc cu soldăția. Ai alte jucării acum, nu? Le schimb, când te faci mai mare, îți iei motocicletă. Îți iei motocicletă, Harley Davidson, ăștia în România, în America, de-aia care face o gălăgie, de-aia de știe tot cartierul că ai plecat de pe loc. Și îți explici, ăsta, merg de la 0 la 60 într-o secundă jumătate, ca o rachetă, și îi dau cu lac de ăla și o fac să lumineze, de, să se vadă de la 14.000 de kilometri. Și am altă jucărie, adevărat, mai scumpă. O jucărie făcută de mine, o jucărie... este pentru plăcerea mea, o jucărie este în controlul meu, o schimb, o vopsesc, fac ce vreau cu ea, motocicleta asta nu mă primejduiește decât dacă chiar vrei să sar cu ea în râpă, eu o primejduiesc pe ea, să spun drept. Care-i soarta la orice jucărie, la orice motocicletă? La un moment dat o arunci, dacă ești întreg la minte, te lași de ea până la urmă și iei altceva, altă jucărie mai scumpă. E un băiat care se căsătorește și se căsătorește, se gândește... îmi iau o nevastă după cum vreau eu. E fabricată de mine, să zic așa. Nevastă mea asta este pentru mine, nu sunt eu pentru ea de bună seamă, nu? Ea este pentru mine. Ea este în controlul meu, că nu o să mă controleze ea pe mine. Și nu poate să mă primejduiască absolut deloc pe mine, ci mai degrabă, dacă ar fi vorba, primejduia sunt eu, nu ea. Știți cum a fost Adam? Era singur în grădina Egenului, spune o legendă evrească, și Dumnezeu a zis: Adam, viu la tine și am să-ți creez pe cineva care se cheamă Perfecta, Perfecta, Desăvârșita. Desăvârșita asta, zice, totdeauna te va aproba, niciodată nu te va critica. Voi aveți asemenea soții? Niciodată nu vă critica? Niciodată nu-ți va spune că ceva nu e în regulă. Te va lăuda de dimineață până seară, non-stop te va lăuda. Odată nu va ieși din cuvântul tău. Și Adam întreabă: Doamne mare, ce grozav, cât costă? Păi zice, un braț și un picior. Ce aș putea să iau numai pentru o coastă? Pentru o coastă pot să iau ceva mai ieftin. Din cauza asta aveți probleme, să știți, că Adam a fost foarte ieftin. Nu, n-a vrut să plătească ceva mai serios. Dar se căsătorește un om cu o fată pe principiile astea. E în controlul meu, o schimb, nu-mi place cum arată, îi spun să se schimbe, nu, toate, nu o primejduiește. S-a căsătorit cu o păpușă. Care-i soarta la orice păpușă? La un moment dat, dacă ești întreg la minte, o schimbi. Din cauza asta, mai mult de 50-60% din căsătorii se termină cu un divorț, pentru că el s-a căsătorit cu o jucărie. Și ea s-a căsătorit cu o jucărie, tot așa gândit și ea de el, la fel. Și ne apropiem de Dumnezeu și știm, Dumnezeul nostru este pentru noi. Nu spune Scriptură, cheamă-mă și îți voi răspunde, voi alerga, cheamă-mă în ziua necazului, tu mă vei chema și eu îți voi zice, da, iată-mă că vin. Dumnezeul nostru care ne vindecă toate bolile, care ne rezolvă toate problemele financiare, El este făcut pentru noi. Cumva... este Dumnezeu care cumva este în controlul nostru. Nu-mi place de biserica asta cum îl prezintă pe Dumnezeu. Nu are nimic. Nu-mi place. Mă duc și mă duc la cealaltă biserică. Aia îl prezintă altfel. Este după chipul și după asemănarea mea.
îl schimb pe Dumnezeu cum vreau eu. Nu-mi place, nu-mi place cum predică, doar nu mă duc la altul. Nu-mi place nici de la altul, mă duc din coace. E pentru mine. Nu mă primejduiește cu absolut nimic pe mine. O, Doamne, Dumnezeule, nu, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al urii și al pedepsei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iubirii. Numai binecuvântare ne dă. De la El n-ai să primești niciodată nicio pedeapsă, nicio amenințare. Nu există treaba asta de genul ăsta. Ce ne-am luat? Ne-am luat o păpușă, ceva care e făcut de mine, ceva care este în controlul meu, ceva care îl schimb cum vreau eu, ceva care nu mă primejduiește niciodată, care e soarta la orice jucărie. Dacă ești întreg la minte, trebuie să te lepezi de ea într-o zi. Nimeni nu se mai joacă cu păpușelele alea mici când crește mare. Nimeni nu se mai joacă cu un Dumnezeu făcut de ei, în controlul Lui, care îl schimbă cum vrea. Nimeni nu vrea să slujească cuiva mai inferior Lui. Nimeni. Din cauza asta, adeseori noi avem niște decepții grozave, pentru că am vrea cumva să se transforme viața, avem un Dumnezeu foarte tare și nu se întâmplă nimic în viață. Nepotul meu, într-o zi, la 22 de ani, mi-a venit și mi-a spus: Andrei, eu știu, părinții mei sunt foarte credincioși și îi respect până la infinit, dar zice, Dumnezeul lor nu e al meu, la mine sunt în biserică de 22 de ani, nu se schimbă absolut nimic. M-am gândit să mă las de toate astea, pentru că nu se întâmplă nimic. I-am zis, foarte bine faci, du-te, foarte bine faci. E fi prostelor să stai în biserică, să nu se întâmple nimic niciodată cu tine, pentru că el avea un Dumnezeu așa cum vroia el, un Dumnezeu care controla, el controla pe Dumnezeu cum vroia, avea o jucărie și la 22 de ani, în sfârșit, trebuia să se întâmple asta mult mai devreme, la 22 de ani, în sfârșit, s-a gândit să se lepede de jucăria asta și să apuce de ceva serios. Dar l-am rugat atunci, ce-ar fi să te duci înainte de asta? Du-te tu la seminarul ăsta, l-am trimis undeva la Seattle, du-te tu o săptămână la seminar, să asculți despre un alt Dumnezeu. Unul nu care eu l-am creat pe el, ci el m-a creat pe mine. Unul care nu este făcut pentru plăcerea mea, ci eu sunt făcut pentru plăcerea lui. Unul care nu-l controlez și schimb eu părul așa cum vreau eu, ci unul care el mă schimbă pe mine așa cum vrea el. Unul care nu eu îl dau afară și îl concediez că nu mai îmi place de el, ci unul care îmi dă cele mai mari binecuvântări și este cea mai mare primejdie pentru mine, cea mai mare binecuvântare și cea mai mare primejdie pentru mine. E, un Dumnezeu ca ăsta, infinit superior, pe ăsta pot să-l urmez până în pânzele albe, până la viață și până la moarte. Când am spus asta băiatului meu, să fie avut vreo 15 ani, așa i-au curs lacrimi în ochi. Și a zis, tata, dacă noi suntem așa, înseamnă că suntem jucăria lui Dumnezeu? Și i-am zis, Lucas, care este soarta la orice fel de jucărie? Care este? Într-o zi trebuie lepădată. Dacă Dumnezeu ne făcea jucării, trebuia neapărat să scape de noi la un moment dat. Însă Dumnezeu ne-a zis că nu face jucării, face fii și fiice. Și pe un fiu nu lepezi niciodată, orice ar fi să fie. Pe fata ta n-ai să o scoți afară niciodată. Ai să pui presiune, ai să plângi, ai să te rogi, ai să postești, ai să strigi, ai să faci ce dă Dumnezeu să faci în lumea asta și în lumea viitoare. Și pe fata ta și pe fiul tău niciodată nu-l lepezi. Dumnezeu a făcut fii și fiice. Ce Dumnezeu avem noi? Asta e foarte important înainte să știm dacă Dumnezeu ne poate elibera sau nu. Pentru că dacă este unul pe care l-am inventat noi, care este în controlul nostru, care îl schimbăm cum vrem noi, pe care îl concediem sau îl angajăm când avem nevoie sau când nu avem nevoie, fiți oameni deștepți la un moment dat. Și lasă jucăria asta. Sunt atâtea jucării mai interesante afară decât asta. Afară este plăcerea de o clipă a păcatului. E adevărat, e o prostie, e de o clipă. Dar tot e ceva. Decât să stau în biserica lui Dumnezeu și să nu am un Dumnezeu care să mă schimbe pe mine, n-aș mai rămâne în biserică la Hristos nici o zi,
Dacă el ar fi în controlul meu, cum să urmez pe cineva care e inferior mie? Dar cineva care este infinit superior, pentru el pot să-mi dau viața și moartea. Este unul în mâinile căruia sunt de la bun început, din generație în generație, spune Psalmul 90, tu ai fost Dumnezeul nostru din neam în neam, din generație în generație. Unui Dumnezeu ca asta pot să-i cer, Doamne Dumnezeul meu. Sunt ca Pavel, care sunt rob, vândut păcatului. Pot să mă eliberez, pot să-mi dai libertate. Biserica și oamenii în general care vorbesc de aici din față au așa o nădejde că omul care ascultă să schimbe viața, să scape de vinovăție, asta să se întoarcă la Dumnezeu, asta se înseamnă pocăință, schimbare complet. Iată că toate lucrurile se fac noi. Pentru copilul meu, pentru cei care sunt în biserica noastră, pentru cei care sunt aici în biserică, cei care conduc, au o dorință grozavă, nu vreau să fiți oameni cum se cade. Și ce înseamnă cum se cade? Înseamnă că știți foarte bine cum se cade. Eu sunt expert în asta. Toată copilăria mea am știut cum se cade în tot felul de locuri. Am căzut în toate prostiile posibile până când Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dumnezeu vrea copiii noștri să fie străluciți, să fie oameni, cum scrie în Scriptură, născuți nu din voia lor, nici din voia firii, nici din voia unui alt om, ci să fie născuți drept din Dumnezeu. Iată că toate lucrurile vechi s-au dus, toate se fac noi. Asta este dorința unui predicator, asta e dorința unui părinte pentru copiii lui din casă. Nu doar să se târâie, ci să alerge, să umble, să fie luptător de așa fel încât când pășește într-un loc, diavolul să fugă de acolo. Sadhu Sundar Singh a fost un mistic creștin din India și el în unele călătorii pe care le-a făcut a trecut și pe multe primejdii, a fost lăsat și mort și... Într-o zi a fost într-o furtună foarte mare pe acolo, în junglă, și s-a refugiat într-o peșteră. Și a mulțumit Dumnezeu că a scăpat de furtuna aia și deodată în fundul peșterii s-au prins așa ca doi ochi. Și când a pășit în față, era un tigru. Și Shadu a început să plângă, să zică, Doamne, Tu m-ai trimis în misiune, Tu m-ai trimis pe câmpul să mor eu aici și nici nimeni să nu găsească nici oasele. Fă, tu după, cu Daniel ai făcut să ai închis gura leilor, tu poți să închizi gura și la tigrul ăsta. Și s-a rugat și s-a tot dat înapoi și a ieșit din peșteră și tigrul a rămas neclintit și s-a coborât la vale și s-a tot dus și când a fost la distanță foarte mare s-a pus în genunchi și a zis, Doamne Dumnezeule, așa de tare îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Și Domnul i-a zis, tare mi-e rușine de tine. Băi, de mine, zice, am crezut că e ceva de capul tău, dar văd că nu e nimic de capul tău. Și a zis, dar cum așa? Și Domnul i-a zis, cine era fiul meu, tigru sau tu? Păi spune eu. Păi cum se face că tu ai ieșit în ploaie și ăla stă acolo înăuntru, în loc să iasă el afară? Și a zis, dar ce vrei să fac? Păi du-te și spune-i să iasă afară, că tu ești fiul meu, și să iasă el în ploaie și tu să stai înăuntru. Și s-a dus și adun înapoi pe deal, a intrat în peșteră și a zis, ascultă, eu sunt copilul lui Dumnezeu și tu ești un animal, ești, te rog, afară imediat. Și a ieșit tigurul afară și s-a dus la vale și el a rămas înăuntru ferit de ploaie. Ăsta este un creștin. Unul care spune la tigrii din viața lui să iasă afară, unul care când pășește într-un loc, demonii ies afară. Nu vrem copii care doar se târie și se tot uită pe geam la lumea de afară cujind. Vrem oameni care să ardă pentru Dumnezeu, vrem noi să fim așa ceva, nu? Nu pot să fie așa ceva atâta timp cât trăim cu vinovăție în suflet. Ca să scap de vinovăție, trebuie neapărat ce numește Biblia pocăință. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Cum faci așa ceva? Într-o zi, unul dintre cei mai mari avocați din America, tocmai plecat de la curte, de acolo de la unde se fac judecățile, și a auzit el în sala de judecată de alături, a auzit că erau oameni acolo și a băgat și el capul să vadă ce se întâmplă. Și acolo erau tot felul de ăștia care așteptau să aibă proces, chestii minore.
Și fiecare era cu avocatul lângă el. Și am băgat de seama, mai în spate era un om care era singur. S-a gândit asta unul care s-a dus și n-are avocat. S-a dus lângă el și a zis, uite, pe mine mă cheamă Magnuson, ăsta era unul dintre cei mai mari avocați din America. Și a zis, zice, tu mi-ai plecat acasă de te-am văzut pe dumneata că n-ai avocat. Zice, eu am câtva timp liber, vrei să stau eu lângă dumneata, poți să-mi dai cazul să mă uit? Și ăsta a zis, nu e nevoie de niciun avocat. Și a zis, nu înțeleg ce zic. Nu-ți cer niciun ban. Zic, eu lucrez cam cu $1,000 pe oră. Dar ție nu-ți cer niciun ban, doar lasă-mă să văd ce situație e tu aici. Și el a spus, vă mulțumesc foarte mult, nu am nevoie de niciun avocat. Și a zis Magnuson, zice, am stat în curte, curtea de judecată, să văd ce se întâmplă cu omul ăsta când ajunge în față, pentru că nimeni nu vine fără avocat acolo. Și când i-a venit lui cazul, judecătorul s-a uitat și a zis, George, așa-l chema pe ăsta, George, văd că ești acuzat că ai furat salam, lapte și pâine de la alimentare. Spune-mi, zice, unde este avocatul tău? El spune, n-am venit cu niciun avocat. Păi spune, nu vrei, uite, este în spate Mr. Magnuson acolo, nu vrei să te reprezinte? El zice, n-am venit cu niciun avocat. Și spunea Magnuson, stăteam pe bancă și am învățat prima lecție din reconciliere, prima lecție din împăcare, din împăcarea mea cu un om și din împăcarea mea cu Dumnezeu. Mă duc la el direct. Eu și cel care mă acuză. Eu și legea lui Dumnezeu. Eu și fratele meu căruia am greșit. Spune în Scriptură, dacă fratele tău ți-a greșit, ai valabil și invers. Spune, nu trimite la el avocați. Știți cum facem noi de obicei? Ne face câte unul rău. Primul lucru care facem este să-mi iau aliați, uite, ăsta e prieten cu mine, și mă duc și spun, să vezi ce mi-a făcut fratele Dan. A zis de mine așa și a zis, ce părere ai de el? Și îmi zice, și la alții a făcut la fel. Mai mă duc, mai îmi iau și pe fratele ăsta cu care m-am prietenit și îmi găsesc așa o grupă de inși care cumva să mă susțină. Eu am făcut să zic rău la cineva. Și mă simt cu musca pe căciulă, încerc să-mi găsesc dacă ți-ar putea să trimit pe nevastă mea și să spună, să zic că Andrei, e adevărat, a zis că ești un tântălău, dar s-a gândit că ești de fapt foarte deștept, n-a vrut să zică chiar chestia asta. Sau cine știe ce te-a înșelat cu ceva și l-a luat gura pe din aia, îmi trebuie avocat. Se întâmplă că Dumnezeu ne pune în inima noastră presiunea asta grozavă care se cheamă vinovăție, este un fel de sistem nervos care se spune, ești în primejdie de ceva, ai pus mâna pe sobă și deodată te arde. Știți că există o boală, sunt unii foarte rari care n-au terminațiile nervoase și dacă pune mâna pe sobă, habar n-are. Unul copilul meu mi-a zis, ce bine de el. Crezi că e bine? Păi nu e bine, că într-o conversație ca asta, când stau cu mâna pe sobă, mă trezesc când miroase a friptură la un moment dat. Am pierdut și mână și tot. Nu, este un semnal de alarmă foarte tare, vinovăția. De la Dumnezeu este. Care să-mi atragă atenția, ceva trebuie să rezolvi. Și spunea Magnuson, stăteam acolo, eram predicator și eram avocat mare în America și am învățat un lucru. Când vreau să mă duc la Dumnezeu, când vreau să-mi rezolv o problemă de vinovăție, mă duc direct. Mă duc eu cu Dumnezeu. Spune Domnul în Isaia, mi se pare, veniți să ne judecăm, zice Dumnezeu. Vino, mă, omule, să ne judecăm. Dar nu vreau să viu să mă judec, vreau să mă scuz. Vreau să trimit unii care să mă reprezinte, vreau să trimit pe păstor să spună că sunt ok, sunt băiat de treabă, nu sunt eu chiar așa cum păream. Să mă scuz cumva, mă uit în oglindă și zic, Andrei, cum ai putut tu să vorbești vorbele astea pe terenul de fotbal? Cum ai putut să faci? Într-o zi a venit băiatul meu la mine și mi-a zis, zice, să știi, am avut antrenament de fotbal și colegul meu, Sam, a zis, your dad is crazy, taică tu este sărit la cap. Zice, am fost arbitru când juca el pe teren, eu adică, și zice, s-a repezit la unul de aproape că l-a dus cu targa.
Țin minte, eram pe terenul de fotbal și era unul care în continuu, eu am jucat mult fotbal, și în continuu mă tot ciupea și în tot asta, și într-o dată când a fost mingea mai pe sus, am ridicat cotul, era chestie profesionistă, și a venit în nas aici și i-a dat sângele și toate alea, am scăpat de el, am dat și gol, arbitrul n-a văzut nimic, totul era fericit. Și în următoarea secundă, când ăla ieșea acolo cu nasul, avea o fetiță de 5 ani lângă el, care era plin de lacrimi. Și parcă mi s-a prăbușit inima în mine și ziceam, cum se face, mă, Andrei, că la biserică ești unul și pe terenul de fotbal ești altul? Care dintre ăștia doi cu adevărat ești? Și am știut, nu se mai poate continua meciul așa. M-am oprit și m-am dus afară și m-am cerut iertare de la el, am cerut iertare de la fetița lui, de la soția lui. Am devenit prieteni foarte buni apoi, eu cu el. Era chemarea asta lui Dumnezeu, veniți să ne judecăm, zice Dumnezeu. Și să știți ce fel de judecată avem. Dacă vor fi păcatele voastre roșii, cum este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Dar nu se fac albe ca zăpada decât dacă veniți să ne judecăm. Dacă vii singur la Dumnezeu, dacă vii așa cum ești la Dumnezeu, când aici din față te întreabă dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, asta îți spune, vii să te judeci cu Dumnezeu, vii să-ți arate Dumnezeu lucrurile alea, vinovăția din inimă și presiunea pe care o ai, veniți să ne judecăm, să milogește Dumnezeu de noi. Magnusson ăla a zis, am învățat prima lecție, grozavă lecție. Și atunci judecătorul i-a spus lui George ăsta, văd, deci vezi că nu vrei să ai avocat. Uite cum e, probabil că nu ești pregătit, nu ești pregătit pentru așa ceva. Acum, uite, ce-ar fi să amânăm vreo lună, că între timp te mai gândești tu, mai analizezi, că dacă vii aici și habar n-ai cum funcționează lucrurile, de obicei nu ești bine de aici, din curtea asta de judecată. Haide să amânăm, Niță, George a zis, vă rog, zice, eu aș vrea astăzi să pledez. Astăzi aș vrea să pledez, nu vreau să amân. Uite, eu sunt gata să te las. Nu, zice George, nu vreau să amân, astăzi vreau să rezolv situația. Spunea Magnusson, m-am învățat a doua lecție din ce înseamnă să scap de vinovăție. Fă-o prompt. Astăzi, spune Scriptura, dacă auziți glasul meu. Astăzi, zice. Nu zice mâine, nu zice poimine. Diavolul are un stil grozav să ne împietrească. Dumnezeu ne cheamă și diavolul nu zice, nu te du. Îi spune, du-te, foarte frumos. Foarte bine, zice pastorul, foarte bine, spune tata, mama, du-te. Dar nu, acum nu e chiar momentul ăsta de data asta. Nu îi spune părintelui tău că te-ai uitat la pornografie. Pentru că o să aibă un șoc. Unul mi-a zis, zice, dacă mă duc la tata, o să aibă atac de inimă. Mi-am zis, și ce dacă o să aibă? Foarte bine că o să aibă. Slujba de tată este să ai atac de inimă pentru copiii tăi. Face parte din slujbă. Trebuie să ai atac de inimă. Cine să aibă atac de inimă dacă nu taică tu? Diavolul spune, te du, dar nu acum. Mai așteaptă nițel. Și mâine spune, mai așteaptă nițel. Și apoi ne spune, mai așteaptă. Și după aia nu mai știi și nu mai simți ce simțeai înainte și nu mai vrei ce vrei înainte. E în stare să te adoarmă, spunând mâine și mâine. Nu ne chemăm pe noi, pe oameni, la pocăință și este câte unul care îl vezi fierbe pe bancă. Așa ar vrea să vină la pocăință. Dar știe că dacă vine, cine știe ce trebuie să mărturisească? Cine știe ce trebuie să zică? Și se gândește, mâine, am să fac mâine asta. Și mâine ăla nu mai vine, se tot duce și se tot dispare. Așa ca fata Morgana în pustie, se tot depărtează imaginea aia. Scriptura spune, astăzi, dacă auzi, Magnusson, avocat de la $1000 pe oră, s-a gândit, sunt predicator de 25 de ani, astăzi învăț ceva de la asta, învăț, dacă vrei să te împaci, fă-o direct tu, dacă vrei să te împaci, fă-o astăzi, fă-o atunci când ești chemat să te împaci. Avem noi cântare care spune, mâine poate să fie prea târziu. Astăzi, dacă auzi chemarea, nu-ți împietri inima, cum și-au împietrit-o ei acolo la apele Meriba.
Dacă auzi de astăzi, poți să vii astăzi. Mâine nu ești. Astăzi este tot ce ți-a dat Dumnezeu. Ieri s-a dus, nu mai poți să o dai înapoi, iar mâine nu știi dacă vine sau nu vine. Singurul lucru care ni s-a dat este astăzi. Spuneam Magnus, am învățat, mă cheamă Dumnezeu, astăzi trebuie să-i zic da sau să-i zic nu. Una din două. Și judecătorul i-a zis lui George, ascultă, uite, știi cum e? Spune, uite cum poți să pledezi nevinovat sau poți să pledezi vinovat sau vinovat cu explicații. Zice, de obicei să știți, dacă știi că ești vinovat, că văd aici că ai furat și nu știu ce, poți să-ți dai vinovat cu explicații și atunci poate ai niște circumstanțe atenuante. El spune, vinovat. Dar zice, vrei să-ți dai totuși cu explicații? Și George spune, nu. Zice, nu vrei totuși să explici cum de ai furat? Nu. Știți cum facem noi, în general? Îi faci unuia câte o boacănă. Fratele tău are ceva împotriva ta, îi faci unuia câte un rău. Ai vorbit pe cineva de rău. Ai făcut vreun rău cuiva. Și așa i-aș spune. Mă duc, cum să-i spun? Uite să-i spun. Am avut în biserică tată și fică, locuiau la trei străzi unul de altul. Ea nu l-a văzut pe taică sub vreo 4 ani de zile sau 5 până a murit. Pentru că el nu se comportase bine cu mama ei fetei, adică cu soția lui, ani de zile. Soția între timp murise, tatăl era în cărucior, era invalid. Ea nu lăsa pe taică să nici să-și vadă nepoții și nici să-l viziteze, nu se întâmpla vreodată, nici la Crăciun, nici la Paște. Și stătea omul ăla singur și i-am zis, n-ai vrea să te duci la fata ta? Și n-ai vrea să te duci la fata ta și să-i spui, iartă-mă, am făcut greșeli și înaintea ta, și înaintea lui Dumnezeu, și înaintea soției mele. Și el îmi spunea, Andrei, să-ți explic din ce cauză am făcut. Eu, comuniștii m-au băgat în mină și m-au chinuit foarte tare și mi s-au întins nervii și sunt așa bolnav de nervi și nu mă pot abține și nu este vina mea, este vina la mama mea care m-a scăpat în baie cu capul de jos sau... Cât în lume și în soare explicații și scuze pentru fiecare lucru. Nu facem noi adesea așa? Nu ne pune Dumnezeu câteodată presiune pe inimă și spune, mă Andrei, mă Vasile, mă, chiar asta trebuia să se întâmple. Și începem să explicăm, să vezi cum s-a întâmplat și să... Ce grozave explicații știm să dăm cu privire la noi. Dar ia să ne facă altcineva nouă ceva. Câte explicații găsim pentru el? E câte unul care îmi spune, cu ăsta nu mai am de face. Ăsta m-a înșelat de 2 ori. Hai că m-a înșelat prima oară că am fost eu fraier. Dar a doua oară, păi stai puțin, prima oară tu ești de vină, dar a doua oară dacă mă înșel eu sunt de vină. Cum de m-am lăsat furat a doua oară? Petru întreabă la un moment dat, dar de câte ori se ierpă fratele meu? De 7 ori? De câte ori? Cum se face că nouă ne găsim așa bune explicații, dar unui alt om nu-i găsim explicații? Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu, nu cu trupul altuia. Altuia îi găsesc explicații. Cu grecii mă fac ca și grecii, cu romanii ca și romanii, doar să întorc pe cineva la Dumnezeu. Dar suntem gata să dăm, ne cheamă Domnul la pocăință și începem să-i dăm explicații. Magnusson a zis, am învățat cum se vine la Dumnezeu, cum mă reconciliez cu un om căruia am greșit, vin și spun, sunt vinovat, fără explicații. Sunt vinovat, Doamne. Eu sunt Andrei ăla care am făcut aia pe terenul de fotbal. Eu sunt omul ăla care am gândit ce am gândit. Eu sunt cel care mi-am... Judecătorul i-a zis lui George, George, văd că tu nu vrei să dai explicații, dar îți dau eu explicații. Uite, m-am bag de seamă că ai lucrat 20 de ani la compania asta și ai fost dat afară. Și ai fost dat afară cu 6 luni și ți-a expirat și ajutorul de somaj. Probabil că n-ai avut cu ce să... Ai, văd că ai 5 copii acasă și văd că nu apare aici că nu ți-ai plătit rata la casă de vreo 3 luni. Deci probabil că n-ai avut ce să dai. George a zis, domnul judecător, dacă ar fi să dau explicații, aș putea să vă explic până mâine dimineață tot felul de lucruri. Mama mea și tatăl meu nu m-au învățat așa. Biserica în care am crescut nu m-a învățat așa ceva pe mine să fur.
am făcut de rușine pe părinți, am făcut de rușine familia, am făcut de rușine pe copii, am făcut de rușine soția, am făcut de rușine biserica mea și am făcut de rușine pe Dumnezeu. Nu-mi trebuie explicații. Sunt vinovat. Sunt vinovat. Ziceam, Agnes, să m-am uitat cu groază ce o să pățească omul ăsta, pentru că judecătorul a încercat cumva să-l scape cumva cât de cât și el s-a băgat sub toată forța legii lui Dumnezeu în asta. Ce o să pățească ăsta acum? Ce o să pățească? Că judecătorul e obligat să aplice legea, n-are de ales acum, n-are de ales. Și spune el, judecătorul a zis, well, George, dacă tu ai spus toate astea, legea spune un an de zile închisoare, $1,000. George zice, spunea Magnus, în viața mea nu l-am mai văzut pe judecător încurcat în halul ăsta. Era tulburat la maxim. Și spune, ascultă, zice, ar trebui să... Nu pot să fac asta, zice. Nu. Ascultă, uite, în viața mea, zice, n-am mai văzut pe cineva să vină la curtea mea de judecată fără avocat, fără nicio scuză, fără nicio explicație și să spună că este vinovat și că nu vrea absolut niciun fel de explicație la nimic, absolut la nimic. George, uite cum facem, uite ce facem. Lasă-o încolo, zice, de lege. Uite ce facem. Punem cazul deoparte timp de 12 luni, dacă nu se mai întâmplă vreodată. Și spune, îmi dau seama că cu tine nu se va mai întâmpla a doua oară așa ceva. Zice, tot cazul ăsta este dus, ca și cum n-a existat niciodată, niciodată. Dacă se va întâmpla a doua oară, toate lucrurile vin înapoi peste tine, dar sunt absolut sigur că noi doi nu ne vom mai vedea niciodată aici, în curtea asta de judecată. Și spunea Magnussen, dacă m-ar fi angajat pe mine cu $1,000 pe oră, n-aș fi putut să-l scot pe ăsta cu fața curată, fără niciun cazier, fără nicio pată în istorie, tot trecutul absolut perfect. Pentru că era un om care înțelesese că pocăința se face în mod direct, că pocăința se face absolut prompt, că pocăința se face fără scuze, fără explicații și fără blamare, că pocăința se face fără amânare. Zice, eu n-aș fi putut să-l scot pe omul ăsta cum l-a scos pocăința. Și spunea el, am învățat o lecție de viață de la George ăsta, o lecție de pocăință, o lecție de reconciliere. Știu că sunt și unii dintre voi, cum sunt și eu câteodată, care sunteți presați de câte un lucru care vă pasă, care vă pasă. Puteți să plecați de aici cu el, cu povara în cârcă și să o duci mai departe. Poți să o duci și să te țină legat la picioare și la mâini și la inimă. Dar astăzi poți să ieși cu un plec liber, fără cazier. N-ai făcut nimic în trecut. Când trecutul este șters de Dumnezeu, este ca un rol de la de film. M-a filmat cineva și m-a filmat făcând lucruri bune și făcând lucruri proaste. Și tot filmul, dacă pun tot filmul, se văd și una și alta. Și vine Hristos și taie. Taie bucățile alea, tot păcatul ăla este tăiat, este șters. Și când ai filmul, n-a făcut Andrei nimic, să știți. La judecată, un om credincios, dumneata, când se pune filmul acela, n-ai făcut nimic, nimeni nu te mai poate acuza. Pentru că tot ce a fost stricat este șters, la fel cum a făcut cu George în curtea asta de judecată. Poți să pleci de aici, complet liber, zburând. Poți să pleci de aici cu libertate completă în inimă. Le spun câteodată la tineri, duceți-vă la părinți și spuneți-le lucrurile care sunt pe inimă și veți vedea libertatea adevărată. Avea 13 ani băiatul meu când la 10 seara a intrat la noi în bedroom, în camera noastră de dormitor, eu și cu Cici, și plângea și ne-a zis, tată, de 15 minute... Mă uit la pornografie, eram la computer, a apărut niște imagini și de atunci, de 15 minute, sunt tot pe pornografie. Așa, parcă mi-a căzut inima în stomac. Așa am simțit, parcă mi se prăbușește lumea în cap. Dar dintr-o dată am simțit o bucurie năpraznică. Băiatul meu a venit la mine și la maică sa.
nu s-a dus pe stradă la Golan. Între mine și el era pod. Vinovăția lui a venit la taică-su și la maică-sa, la umbrela pe care o pusese Dumnezeu peste ei, și de acolo am plâns amândoi o oră jumătate. De acolo am învățat amândoi cum să postim două zile pe săptămână, cumva un lucru care să-l faci pentru restul vieții. Am învățat cum să ne luptăm contra păcatului. Eu am învățat cum să mă lupt contra păcatelor mele, din cauza că fiul meu a venit să ceară reconciliere adevărată. Am avut în biserică un frate foarte respectat. Până ziua de azi este așa de respectat în biserica noastră. Un om cu capacitate serioasă. Într-o zi am fost mai mulți bărbați la un seminar de pastori și de lideri. Eram vreo 1000 de oameni acolo. Și într-una dintre seri ne-am dus în grupe și am început să ne rugăm. Și dacă noi toți eram vreo 6 români, ne-am rugat noi între noi. Și în mijlocul rugăciunii, omul ăsta a început să plângă și să hohotească de plâns. Și a trebuit să plecăm repede sus în camera de la hotel, că era o lume acolo și hohotea de plâns. Și o jumătate, o oră, nu știu cât, am tot stat să-l ascultăm cum plânge. Nu puteam să înțelegem ce vrea, ce s-a întâmplat. Și când s-a mai oprit din plâns, ne-a zis de 12 ani, de nu mai știu cât, zice, eu sunt tot în pornografie, toată lumea mă respectă, dar din când în când cad în robia asta și cad în robia asta și nu mai vreau și vreau să scap. Și s-a pus cu fața în pământ. Unii dintre noi am început să lăcrimăm, pentru că mi-aduceam aminte, la 19 ani, eu eram acolo unde era el. Și știam ce înseamnă lupta aia și știam cât de greu este după aia să ieși. Și știam cât de greu a fost să-i ajut pe alții apoi să iasă din situația asta. Și parcă ni se frângea inima în noi, gândindu-ne la noi, nu numai la el. Când am ajuns înapoi la aeroport, acasă la Portland, fiecare îl aștepta familia să-l ducă acasă cu mașina. Și când a venit familia lui, era soția și băieții, a zis, stați, vă rog, aici pe scaun, aici. Și în mijlocul aeroportului, acolo între cei oameni, s-a pus în genunchi în fața lor. Și a început în hohote să le spună ce a făcut el în anii care au trecut și cum a fost el așa și așa. Și vai, ce au mai plâns ăștia toți acolo. Și parcă inima ni s-a rupt când am văzut în ce stres trece și el. Și s-au dus acasă și la o oră după ce s-au culcat, pe la 10 seara, a intrat la el în cameră băiatului de 14 sau 15 ani. Și a zis, tată, de 2 ani eu sunt în robia asta. Și faptul că tu ai venit și ne-ai spus, și faptul că tu ai venit și te-ai plecat, și faptul că tu ai venit și te-ai mărturisit nouă, îmi dă mie șansa și îmi dă nădejdea că și eu pot să scap de lucrul ăsta. Și uite ce am făcut, și uite ce am dres. Și spune, la o oră mai târziu, a venit ăla de 12 ani. Și a zis, tată, eu de vreun an și ceva sunt băgat în lucrul ăsta. S-a gândit omul ăsta spre dimineață, 13 ani, de când trăiesc copiii mei, să zic așa, m-am ascuns și copiii mei mureau în casă cu mine. Într-o zi am venit înaintea lui Dumnezeu fără amânare, fără explicații, fără scuze, fără avocați. Și mi-am salvat într-o noapte amândoi copiii. De-a doua zi, în fiecare dimineață, erau în jurul cuvântului lui Dumnezeu, se rugau. Omul ăla a fost atât de extadiat că s-a dus la soacră sau la socru, le-a mărturisit, s-a dus la compania, la firma care avea, la salariații lui, nu știam cum să-l mai oprim pe ăsta, să își mărturisească greșelile peste tot, pentru că ardea în el să fie liber. Voi sunteți liberi? Cărați ceva? Aveți lideri în biserica asta. Liderii din biserica asta nu sunt făcuți să predice. Sunt făcuți să ducă poverile voastre. Sunt făcuți să ducă păcatele. Sunt făcuți să fie un fel de burete și un fel de ajutor în privința asta. Vă puteți duce și vă puteți mărturisi. O să-mi spuneți, da, o să afle toată lumea. Și ce dacă o să află? Vrei libertate sau vrei reputație? Vrei reputație, poți să rămâi rob toată viața. Vrei libertate, te vei duce la Dumnezeu în ziua când auzi. Te vei duce la Dumnezeu fără avocați. Te vei duce la Dumnezeu fără explicații și te vei duce la Dumnezeu cu toată vinovăția și vei pleca în următorul minut, cum a fost fratele ăsta din la noi din biserică,
îți vei salva familia, îți vei salva căsătoria, îți vei salva copiii. Și toată lumea l-a respectat pe omul ăsta mai grozav decât a fost respectat vreodată în viața lui. Pentru că toți s-au uitat la el și au zis, Doamne, ce aș vrea și eu să am puterea asta care a avut-o el. Ce invidie am pe omul ăsta, ce aș vrea eu să am forța care a avut-o el. Din ziua aia s-au uitat la oamenii la el în sus, nu în jos. Niciodată pocăința nu ne distruge reputația, totdeauna ne-o crește. Într-o zi m-am gândit și eu la lucrurile astea ale mele în inima mea și m-am răfuit și eu cu mine, nu odată, chiar de mai multe ori. Și într-una din nopțile alea mi-a dat Dumnezeu mie o cântare care vreau să vă cânt vouă. Poate înțelegeți mai bine din cântare decât din vorbe. Slava cea mare și voi
strigăm în dreptul sfânt și voi striga, mă arătă îndurare. Domnul să vă binecuvinteze.